Recent, ministrul educației, Monica Anisie, a anunțat că decizia privind modalitatea în care vor fi reluate cursurile aparține Consiliilor de Administrație ale Unităților de Învățământ. Sub aparența unui principiu generos, descentralizarea, se ascunde însă o lipsă de responsabilitate. Este evident că toate școlile din România au nevoie de un cadru unitar de repere clare stabilite de Ministerul Educației, în funcție de care să se poată opta între diversele modalități de desfășurare a cursurilor în învățământul preuniversitar. În caz contrar, la sfârșitul anului școlar va fi practic imposibil să se mai organizeze examene naționale. Un sistem fragmentat este incompatibil cu o evaluare unitară. Pe de altă parte, Ministerul Educației a strecurat printre decizii și una care reprezintă o temă controversată. Este vorba despre propunerea calificativului în locul notelor ca formă de evaluare a elevilor la cursurile de religie, pentru că ar fi vorba despre o materie vocațională. O astfel de abordare trădează o neînțelegere gravă a subiectului. La orele de religie nu se predă credință, ci informații esențiale despre creștinism, fundamentul devenirii națiunii române. Nu trebuie să fii nici ministru, nici credincios practicant pentru a înțelege că, timp de câteva secole, religia creștin-ortodoxă a fost, alături de limbă, liantul celor trei țări române. Aceste controverse arată că la vârful instituțional al Sistemului Național de Educație există o problemă de competență și înțelegere care ar trebui rapid rezolvată, consideră profesorul Dan Voiculescu.